satul bunicilor mei există o legendă. Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor. Aș vrea să merg cu cineva cu un detector de metale să văd dacă e ceva acolo. Dacă plătești mâna ta pe cineva cu detectorul, eu stau jumătate din ce găsim. Cineva din familie ți-a spus? Bunica mea mi-a spus ceva, dar nu foarte clar. Mi-aduc aminte că atunci când l-au dus la spital, înainte să urce în salvare, m-a chemat lângă el și mi-a spus: ai grijă de casă. Numai mie mi-a spus. Eram preferatul lui. Mă iubea foarte mult și chiar vrea să mă facă preot. Bunica mea era preot. Din păcate, nu s-a mai întors de la spital. A făcut infarct și a murit. Dumnezeu să-l odihnească. Mă gândesc că atunci când a spus ai grijă de casă, poate a vrut să spună ai grijă că acolo e o comoară. Da. Taică, tu cu maică-ta nu știi nimic? Taică meu nu prea se înțelegea cu bunica mea. Bunica mea dinspre mamă. Iar pe maică mea am întrebat-o, dar ea a spus că nu știe nimic.